Doamnelor și domnilor, avem mai multe județe sub cod galben de ninsori, viscol sau ploi. Cât ține episodul de iarnă de la mijlocul lui martie, aflăm acum de la directorul ANM, Elena Matescu. Bună ziua, doamna Matescu, vă mulțumim că ați acceptat să intrați astăzi în direct cu noi. Bună ziua! Doamna Matescu, ce se întâmplă? Cât mai avem ninsori? Acum când ar fi trebuit să ne bucurăm de vreme bună? Până miercuri vorbim de cele două avertizări meteorologice de cod galben. Prima expiră astăzi la ora 14, va intra în vigoare cea de-a doua, care va fi valabilă până miercuri seara la ora 20. Vorbim mai ales de partea de sud-est și centru a țării, precum și zona de munte, acolo unde precipitațiile vor fi predominant sub toate formele, de la ploi, lapovițe și ninsori, ninsori predominante în zonele centrale estice și zona de munte și în zonele sudice, mai ales precipitații sub formă de ploaie. Vorbim de cantități care la nivel local se pot situa între 25-30 de litri pe metru pătrat, izolat chiar 40-60 de litri pe metru pătrat. Discutăm și de intensificări ale vântului, mai ales la altitudini mai mari de 1500 de metri, între 55-75 de kilometri pe oră sau chiar 80-90 de kilometri pe oră, viscolind din soare. Iar din punct de vedere termic, deja sesizăm o schimbare în ceea ce privește evoluția de temperaturi. Dacă ieri am înregistrat la Călăraș 20 de grade Celsius, la București 17 grade Celsius, acum, la această oră, înregistrăm doar în partea de sud-est, local, 17 grade Celsius, tot la Călăraș, dar la București 7 grade Celsius, iată cu 10 grade mai puțin. Și vremea se va schimba din punctul de vedere al regimului de temperaturi de mâine, mai ales când răcirea va cuprinde toată țara și nu vom mai vorbi de maxime decât până în jurul valorilor a 9-10 grade Celsius și minime preponderent negative, cel puțin până vineri inclusiv. Iar weekendul se aducă din nou o vreme în încălzire pentru scurtă durată. Aoleo, dar nu ne dați această veste, doamna Matescu. Care vor depăși 14-15 grade Celsius. Bun, și pentru o scurtă perioadă, vreme bună, să ne așteptăm pe tot parcursul lunii, poate și în aprilie, să avem așa parte de vreme caldă, ca un duș franțuzesc. Da, luna martie a confirmat, climatologic vorbind, tradiția că este cea mai capricioasă luna a primăverii. De la zile foarte călduroase, iată la perioade în care temperaturile se pot situa sub cele normale și zile umede, iată că avem parte de al doilea val de ninsori în prima lună din această primăvară și se pare că semnalul pentru următoarele două săptămâni, de altfel și această săptămână și săptămâna viitoare, păstrează tendința unor temperaturi mai coborâte decât în mod obișnuit și mai ales un excedent de precipitații în această săptămână, pentru că 60 de litri pe metru pătrat reprezintă valori mult peste normalul climatologic al unei luni martie, 38,3 litri pe metru pătrat, cât este media climatologică. Așadar, 40-60 de litri pe metru pătrat în 24 de ore înseamnă și situații de natură hidrologice, fapt pentru care colegii de la Institutul Național de Hidrologie au emis o atenționare hidrologică de cod galben pentru bazinele din vestul, nord-vestul, sud-vestul țării. Vă mulțumesc foarte mult pentru intervenție, doamna director.